O viață și un om cât istoria, așa rămâne în conștiința universală Nelson Mandela, închis timp de 27 de ani pentru lupta sa împotriva segregării rasiale. Nu a încercat niciodată să se răzbune. A știut să ierte și a dat lumii întregi o lecție de demnitate care nu va fi uitată niciodată. Before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people, a place. Dreptății care a pus libertatea mai presus de orice. A fost crezul după care și-a ghidat întreaga viață. Nelson Mandela a fost o legendă vie, care acum pășește în istorie pentru totdeauna. Puțini au fost cei care au mobilizat mulțimi așa ca el, doar prin puterea cuvântului. Puțini sunt cei care au stârnit atât de mult entuziasm și admirație ca Nelson Mandela. S-a uitat la mine, mi-a spus, tânărul meu prieten, înainte să vrei să condamn pe cineva, trebuie să înveți să ierți. M-a întrebat de unde sunt, i-am spus că din România și mi-a zis Nadia. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society. Fiul unei căpetenii tribale, Mandela s-a răzvrătit încă din anii studenției împotriva apartheidului. În anii 50, la abuzurile puterii, Mandela a răspuns prin luptă, prin proteste, dar și prin acte de sabotaj. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Așa că în 1962, Nelson Mandela a ajuns după gratii. În 1990, la eliberarea sa, prizonierul cu numărul 466 din 64 era cunoscut în toată lumea. În 1994, el devine primul președinte de culoare al Africii de Sud, iar armele lui cele mai puternice din acest moment și până la moarte vor rămâne cuvintele. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. În 1993, Nelson Mandela a primit premiul Nobel pentru pace. A părăsit scena politică în 1999, dar s-a implicat în continuare în numeroase campanii caritabile, în special pentru combaterea SIDA. Ultima lui apariție televizată a fost în august 2010 la campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud. Mandela a fost căsătorit de 3 ori și a lăsat în urma sa 7 copii. We will always love you, Madiba. May your soul rest in peace. I don't regret it because the things that attracted me were things that pleased my soul. Oh,